Sute de absolvenți de studii preuniversitare au ales să se înscrie până acum la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, OLT, pentru a primi ajutorul financiar oferit de stat. Ei au dreptul, potrivit legislației, la o indemnizație de șomaj în valoare de 250 de lei pe lună timp de 6 luni. Până la această dată, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT au fost înregistrați 632 de absolvenți, majoritatea fiind absolvenți de liceu care nu au promovat examenul de bacalaureat, cel mai mulți fiind înregistrați pe zona Slatina, respectiv 228 de persoane. O parte dintre absolvenți sunt așteptați să-și depună documentele pentru a primi banii și a beneficia de serviciile de mediere până la finele lunii viitoare. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. De asemenea, absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se pot înregistra în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT în termen de 60 de zile, de la data de 1 a lunii următoare cele înscrise pe diplomă, dacă în cuprinsul acesteia nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire, mai exact până la data de 29 septembrie 2021. Rata șomajului a crescut în ultimele 2 luni în județul OLT după ce absolvenții s-au înscris la AJOFM. Ea va continua să crească și în următoarele luni. După înscrierea absolvenților, urmează disponibilizările sezonierilor.